Guvernul a aprobat joi instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finanțarea programului de investiții, modernizare și dezvoltarea infrastructurii în stațiunile balneare sau balneoclimatice. Programul guvernamental are scopul să stimuleze și să încurajeze investițiile în unitățile medico-balneare și de recuperare, să contribuie la crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, la crearea de noi locuri de muncă, precum și calificarea și profesionalizarea personalului ce activează în domeniu. Prin program se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabile de maxim 200.000 de euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA aferente proiectului. Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 1.300 de beneficiari. Bugetul anual maxim al acestei scheme de minimis este reprezentat de echivalentul în lei a 130 de milioane de euro. Bugetul alocat pentru anul 2019 este de 400 de milioane de lei credite de angajament și 80 de milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăți în baza angajamentelor legale emise. Schema de ajutor va fi valabilă pentru încheierea angajamentelor legale până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până în anul 2022, cu respectarea prevederilor naționale și europene în domeniul ajutorului de stat. Prin program se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabilă de maximum 200.000 de euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului. Și o să vă spun și câteva dintre cheltuielile eligibile: cheltuieli cu lucrările de construcții, extindere și reabilitare de capacități turistice de alimentație publică și cazare, cheltuieli cu construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare, achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, de asemenea construcția, extinderea și reabilitarea de centre de informare turistică și dotarea acestora. Tot în domeniul turismului a fost adoptată o hotărâre de guvern privind strategia de dezvoltare a ecoturismului. Este creat astfel cadrul necesar dezvoltării turismului în zone protejate, fără a exista un impact negativ asupra mediului natural. Printre măsurile cuprinse în strategie se numără recunoașterea criteriilor pentru desemnarea destinațiilor ecoturistice din România, iar actul normativ contribuie la protejarea și menținerea arhitecturii tradiționale, la limitarea procesului de urbanizare la nivelul destinațiilor turistice și la crearea unei infrastructuri turistice care să conserve cadrul natural. Strategia mizează și pe creșterea implicării comunităților locale, atât în privința dezvoltării turismului, cât și prin grija față de mediul înconjurător, și de asemenea încurajează crearea unor afaceri de familie sau dezvoltarea unor produse ecoturistice de către mici întreprinzători locali, într-un domeniu în care România, știți foarte bine, are un potențial uriaș. Strategia adoptată în ședința de joi a Guvernului contribuie nu doar la dezvoltarea turismului, ci mai ales la conturarea unui nou stil de viață al comunităților locale bazat pe principiile sustenabilității. Acest act normativ va fi urmat de alte legi subsecvente care vor reglementa cu exactitate toate aspectele acestui domeniu extrem de important pentru țara noastră. Era necesară o asemenea strategie, mai ales că aproximativ 23% din teritoriul României este acoperit de arii naturale protejate cu o biodiversitate unică în Europa, a declarat ministrul turismului Bogdan Trif.